Un incendiu puternic a izbucnit la fabrica de mobilă OVI Protcom din Crișeni. Apelul către 112 a fost făcut de paznicul unității, care a văzut flăcările puternice cuprinzând depozitul de mobilă masivă. În jurul orei 18 și 15 minute, pompierii au intervenit cu 3 autospeciale cu apă și spumă, iar după mai bine de o oră, aceștia încă se luptau cu flăcările. Din fericire, fiind sfârșit de săptămână, niciun angajat nu se afla în depozit în momentul izbucnirii incendiului. Cauzele încă nu au fost stabilite, iar pagubele sunt în curs de evaluare. Vom reveni cu mai multe amănunte.